Polița RCA este o poliță obligatorie pentru fiecare deținător de autoturism care circulă pe teritoriul României, dar și al Uniunii Europene, fiindcă polița RCA are și valoarea de carte verde pe tot spațiul Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că dacă am cumpărat o poliță RCA în România și mergem în Franța, în Grecia, mergem în Germania sau în Bulgaria și, Doamne ferește, din vina noastră avem un accident... Toate pagubele respective vor fi suportate de către operatorul de asigurare, și nu în ultimul rând, nu numai daunele materiale, cât și anumite probleme care le putem cauza celorlalți ca și terți accidentul și l-am vătămat corporal pe cineva care era pasager la noi în mașină sau în cealaltă mașină că era pe trotuar, am bușit stâlpul sau pomul, s-a stricat trotuarul sau o balustradă sau un gard, sunt plătite de către această poliță. Polița are valoare cât și pentru tot ceea ce înseamnă daunele create din punct de vedere al sănătății, care înseamnă și analize și operații și tot ceea ce înseamnă acest quantum, chiar și pentru persoanele care, în urma unui accident unde am fost noi vinovați, au decedat și atunci, în urma instanței de judecată, pot fi calculate aceste costuri din prisma costului care îl are ca și poliță de asigurare, această poliță asigurare obligatorie. Poliță obligatorie, până la urmă, ne face să socializăm costurile în momentul în care discutăm de tot ceea ce înseamnă acest pachet, dar în momentul în care decidem să achiziționăm o poliță, trebuie să înțelegem că există totuși diferențe pe piață din punct de vedere al Vârstei pe care o avem, de când avem permisul de conducere, câte accidente am avut, și practic se creează un fel de cazier al fiecărui deținător de polițe de asigurări, prin care se poate face de către anumiți operatori o creștere dacă persoana respectivă este mai periculoasă, cu ghilimelele de rigoare în trafic, versus de altă persoană. Are un anumit tip de comportament în trafic față de altă persoană. Dar ceea ce este important este să înțelegem că până la urmă această poliță este o poliță obligatorie ca un tichet pe care îl cumpărăm ca să mergem pe drumurile publice, dar care trebuie să fie completată și de o poliță de asigurare opțională, acel celebru casco, pentru a avea și dacă, Doamne ferește, pățim ceva noi la rândul nostru în urma unui accident, din cauza unui pom căzut, sau din cauza faptului că am fost noi poate nu atât de inspirați și am intrat cu mașina în lac, au despăgubește peștii din lac, despăgubește balustrada, dar nu ne despăgubește și pe noi. Problema este de unde cumpărăm, sunt tot felul de operatori pe piață, din păcate în ultima perioadă au fost câteva crahuri în care câțiva operatori au ieșit de pe piața din România, destul de șifonat sau chiar de tot, fondul de garantare încă este destul de complicat de a ne accesa Bugetele respective, trebuie să fim atenți de unde cumpărăm polița respectivă, fiindcă, în momentul în care am cumpărat o poliță și am zis că nu ne interesează de la cine, care sunt condițiile ieftine să fie, s-ar putea ca accidentându-l pe un alt terț în piață, acel terț să se îndrepte împotriva noastră și va trebui să fim buni de plată în condițiile în care operatorul respectiv poate nu a plătit sau ce s-a întâmplat. Iar fondul de garantare a acestor polițe de asigurare obligatorii trebuie să înțelegem că trebuie să ne adresăm către Autoritatea de Supraveghere Financiară. Iar când discutăm despre autoritățile care ne gestionează tot ceea ce înseamnă partea de sesizări, reclamații, dar mai ales drepturi, Autoritatea de Supraveghere Financiară are în cadrul ei un centru distinct, un centru de soluționare alternativă a litigilor în domeniul părții de asigurări, în care ne putem adresa în momentul în care avem o nelămurire sau avem o problemă. Iar pe cealaltă parte, cred că protecția consumatorului este în tot și în toate și pentru fiecare dintre noi. Ar trebui să înțelegem că trebuie să fim protejați, suntem cetățeni europeni, avem drepturi, așa că în momentul în care avem drepturi trebuie să ne le și exercităm. Nu stăm cu mâinile în sân, descărcăm aplicația gratuită Infocons, unde avem toată terminologia în domeniul asigurărilor, pe înțelesul fiecăruia dintre noi, un dicționar de terminologie direct pe prima pagină și nu în ultimul rând, avem acel nomenclator pentru numerele de urgență SOS la nivelul fiecărui județ, la nivel național și la nivelul fiecărei țări din Uniunea Europeană și nu numai. Atenție! RCA-ul nu este valabil când ieșim din afara spațiului Uniunii Europene, astfel că dacă plecăm până în Turcia, în concediu, s-ar putem să avem o problemă majoră din perspectiva faptului că nu este valabil acel RCA care l-am făcut în România și ne trebuie o carte verde care să adauge către polița pe care o avem. Atenție, deci, când mergem în străinătate, atenție când mergem și în România, de unde cumpărăm, care ni sunt drepturile, iar dacă avem orice suspiciune sau ceva, info este alături de fiecare.